Elevii din județul Gorj, care provin din familii cu venituri modeste, mai au posibilitatea să se înscrie până mâine în programul social Bani pentru Liceu. Acest program a fost înființat pentru a ajuta elevii fără prea multe posibilități financiare. Prin intermediul programului, școlarii vor primi o bursă în valoare de 200 de lei. Beneficiază de programul Bani de Liceu toți copiii al căror venit pe membru de familie în ultimele 3 luni este mai mic sau egal cu 150 de lei pe membru de familie. Anul trecut, aproximativ 1500 de liceeni au primit bani prin acest program. În anul școlar precedent, din județul Gorj au primit 1496 de elevi acest ajutor de la învățământul liceal. Dar pot să vă spun că toți elevii care fac parte sau care sunt în momentul de față înscriși în învățământul profesional beneficiază de acest ajutor indiferent de venitul părinților. Cererile vor mai putea fi depuse până pe 1 octombrie la secretariatele unităților de învățământ în care elevii cu situații financiare dificile studiază.